Primul dintre monumentele ridicate la Constanța după intrarea sub administrația românească este cea care îl înfățișează pe marele poet Publius Ovidius Naso. Statuia din bronz îl prezintă pe Ovidius într-o atitudine adânc meditativă. Statuia se află pe un soclu de marmură albă pe care este încrustată o placă cu o strofă din Tristele. Ovidius se află pe acest amplasament din anul 1921. Până la 1921, însă, un lucru mai puțin cunoscut de către constanțeni, probabil, este faptul că această statuie de bronz a avut mai multe poziții în piața Ovidiu. Statuia a fost inaugurată în 1887, știm că este o inițiativă a prefectului Remus Opreanu, a fostului prefect la acea vreme, știm că este făcută de italianul Ettore Ferrari. Știm că lumea a nebunit atunci când a fost acel moment inaugural, dar trebuie să mai înțelegem niște momente. Piața Independenței, actuala piață Ovidiu, era mult mai mică. Statuia simbol de bronz veghează inima orașului, piața ce era cunoscută ca fiind fosta agora a cetății Tomisului. Statuia impozantă, făcută din bronz, a stat ba cu spatele către geamie, către moschee, privea spre nord. La un moment dat a fost în pericol de a fi distrusă și în timpul ocupației germano-bulgare în toamna lui 1916 a fost dată jos de pe soclu, urma să fie vândută la fier vechi undeva în Bulgaria, însă conducătorul armatei germane de la acea vreme, din Dobrogea, feldmareșalul August von Mackensen, un iubitor de artă, a ordonat ca statuia să fie repusă pe soclu. O poveste foarte interesantă care paradoxal ne arată că ocupația germană a făcut un lucru bun și a salvat acest monument emblematic al Constanței. În ceea ce privește piața Ovidiu se pot spune multe. Pe platoul din fața Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, lumea bună a vremurilor trecute se întâlnea în aceasta să ia decizii în ceea ce privește partea administrativă a urbei. Imaginați-vă în spatele nostru mii de oameni discutând, vorbind despre ce hotărâri trebuie alese, cum te aperi în fața unui dușman, trebuie să ne imaginăm însuși pe Ovidius în carne și oase plimbându-se prin acest platou, cine știe, poate chiar și prin locul în care astăzi își are statuia. Deci se pot spune foarte multe. Un lucru care mie mi se pare extraordinar, până în anii 80, în fața lui Ovidius, în locul în care ne aflăm noi acum, se aflau 5 clădiri care aparțineau unor persoane de etnii diferite, un armean, un evreu, un bulgar, un român și un grec, ceea ce ne conferă încă o dată acest element de multietnicitate specific Constanței și specific Dobrogei. Poveștile despre Ovidius cu Ovidius sau chiar spuse de Ovidius sunt multiple. Statuia ce-l întrupează pe marele poet poate fi vizitată în orice anotimp.